Dragă biserica Domnului Iisus, aș vrea să citim împreună din Biblie, din Romani, capitolul 5 și 6, capitolele 5 și 6. Având perspectiva împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Din respect pentru Domnul, vă rog respectuos să vă ridicați. O să citim începând cu versetul 17, 5 cu 17. Dacă deci prin greșeala unui singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca, după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce vom zice, dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, crede că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru întotdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți ce erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Amin. Mulțumesc! Vă rog să vă reocupați locurile, frați și surori. Astăzi suntem la cina Domnului și în luna aceasta, de când nu ne-am văzut, Dumnezeu a adăugat în viața noastră multe experiențe prin care ne-a vorbit. În această zi, fiind din nou aproape să întindem mâna și să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, aș vrea să rostesc predica aceasta, așa cum facem întotdeauna când ne întâlnim. Lăsăm pe Domnul să vorbească prin cuvântul Său. Avem nevoie de glasul Domnului, pentru că El ne dă direcție, El ne corectează, El ne dă speranță și ne motivează. Astăzi vreau să vorbesc despre mort față de moarte. Unul dintre primele lucruri care determină viața și eternitatea unui om este păcatul.
este raportul omului cu păcatul. Unii oameni nu vor să renunțe la păcat, alții nu pot să renunțe la păcat. Puțini sunt cei care vor și pot. Păcatul îi ia omului ultima picătură de bucurie, de satisfacție, de liniște sufletească și îl împinge într-o stare unde este nesătul, lipsit de bucurie, frustrat și nefericit. Cea mai mare investiție pe care Dumnezeu a făcut-o în istoria Universului, a făcut-o pentru restaurarea omului care a păcătuit și care, datorită păcatului, este acuzat de justiția lui Dumnezeu. Este pedepsit de Dumnezeu pentru vinovăția lui. Mântuitorul Iisus Hristos a murit pentru omul păcătos și prin el omul păcătos este iertat, este mântuit, este restaurat. Una dintre cele mai puternice dovezi ale iubirii lui Dumnezeu, Creatorul nostru, este moartea înlocuitoare a Domnului Iisus pe crucea de la Golgota. Este moartea Mântuitorului pentru oameni, pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cele trei cruci de pe dealul căpățânii sunt o imagine a iubirii lui Dumnezeu, pentru că între cele trei cruci este crucea dintre cruci, este crucea de la mijloc pe care a murit Domnul pentru noi. Noi ne-am născut să trăim, să avem viață. El s-a întrupat ca să moară și prin moartea sa să ne ia păcatele care ne dau vinovăția, păcate pentru care suntem acuzați de justiția lui Dumnezeu, păcate pentru care vom fi osândiți, iar pedeapsa pentru păcat este moartea. Ceea ce vreau să surprind în această dimineață, la predica aceasta de cina Domnului, sunt tocmai aceste trei cruci de pe dealul căpățânii care rămân o lecție de viață pentru noi. O lecție de viață și o lecție de moarte. Pe crucea aceasta dintre cruci, Hristos a murit pentru păcat. Tâlharul care s-a convertit a murit față de păcat, iar celălalt tâlhar care a murit neconvertit a rămas să moară în păcat. Aceste trei feluri de moarte sunt singurele care califică raportul omului cu păcatul și cu moartea. De pildă, atunci când Hristos a murit pe cruce pentru păcat, El a plătit datoria fiecărui om care a păcătuit, fiecărui om care era urmărit de mânia lui Dumnezeu și de justiția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune, Roman 6:10, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat. Noi nu putem muri pentru păcat în viața aceasta. Noi putem muri pentru păcat după judecata de apoi. Și toți oamenii care nu se judecă, nu se cercetează, nu se pocăiesc și nu primesc mântuirea, vor muri în păcatele lor și pentru păcatele lor. Dar în viața umană niciun om nu poate să moară pentru păcat. Noi oamenii avem două alternative. Putem muri față de păcat, detașându-ne de el, sau murind în păcat, fiind controlați, dominați și robiți de păcat. Hristos este singurul care a putut să moară pentru păcat, plătind datoria noastră și achitându-ne pe noi, oferindu-ne libertatea. El a murit pentru păcat. Dacă oamenii nu se pocăiesc în viața umană și mor trecând la cele veșnice în păcat, ei vor muri pentru păcatele acestea. Iar moartea pentru păcat este iazul de foc, unde viermii nu mor, iar focul nu se stinge. Există un timp lung numit perioada Harului, timp pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția oamenilor să se pocăiască și să primească iertarea, murind față de păcat, după ce au fost morți în păcat. În legătură cu faptul că Hristos Domnul a murit pe cruce pentru păcat, Pavel spune în 1 Corinteni 15:3, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu la rândul meu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre,
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, pe noi pe toți, nu există nicio selecție. Hristos este oferit tuturor oamenilor. Moartea lui Hristos este potențială pentru toți oamenii, însă prin credință și pocăință personală oamenii activează mântuirea care e potențială tuturor oamenilor. Mântuirea este pregătită pentru toți oamenii, dar numai cei care vor să o primească prin credință și pocăință și-o însușesc și au parte de ea, în sensul că primesc moartea Domnului care lor le dă viață. Pavel spune, v-am învățat și pe voi ceea ce am fost învățat și eu. Hristos a murit pentru noi, după Biblie, după Scripturi, după scrierile sfinte. Hristos a murit pentru păcat. Nici o instituție religioasă nu poate muri pentru păcat. Nici un om nu poate muri pentru păcat în viața aceasta. Iar dacă el moare înainte să fie iertat prin Hristos care a murit pentru păcat, omul acesta va muri pentru păcatele lui, dar va muri nu ca să fie iertat, ci va muri în iazul de foc, rămânând acolo pentru eternitate. Hristos a murit pentru păcat și noi ar trebui să profităm de moartea lui care ne oferă viața. Tâlharul convertit care a spus, Doamne, când te vei întoarce în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine, el primește iertarea, el se convertește, a se converti înseamnă a se schimba. Și tâlharul convertit moare față de păcat. El a trăit în păcat până atunci, era în interiorul păcatului, ca într-o sticlă. Și observați că dacă pui apă într-o sticlă, unde duci sticla, ieși apa din ea. Dacă pui mâncare într-o sacoșă, unde duci sacoșa, ieși mâncarea din sacoșă. Dacă pui păcat într-un om, unde duci omul, ieși păcatul din el. Și dacă într-un păcat, dacă în păcat îl pui pe om, unde e păcatul, ieși omul. Noi oamenii am trăit în păcat, ca și apa într-o sticlă, ca și mâncarea într-o pungă, într-un bag, într-o sacoșă. Dar a venit vremea când Hristos a murit pentru păcat, sticla s-a spart, sacoșa s-a rupt și noi am putut să ieșim, să fim liberi. Și am avut libertatea să murim față de păcat, să devenim inexistenți față de păcat, să nu mai avem niciun sentiment, nicio percepție a păcatului. Și Scripturile spun în Petru, capitolul 2, versetul 24, el a purtat păcatele noastre în trup, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire și prin rănile lui să fim vindecați. Noi oamenii suntem morți față de păcat. Oamenii convertiți, oamenii mântuiți sunt morți față de păcat. Ei au murit față de păcat și pentru că ei sunt morți față de păcat, păcatul nu-i mai tentează, păcatul nu-i mai ispitește, păcatul nu-i mai cheamă, păcatul nu-i mai controlează, nu-i mai domină, nu mai are autoritate asupra lor, nu le mai poruncește. Păcatul nu le mai pune țigarea în gură, pentru că nu el hotărăște dacă omul convertit fumează sau nu. Păcatul nu le mai pune sticla în mână. Păcatul nu le mai pune mizeria în față, în inimă, în minte, pentru că ei sunt morți față de păcat. Față de păcat ei nu mai există. Ei au dispărut din dimensiunea păcatului. Cartea continuă să ne spună în Roman 6:11 următoarele cuvinte. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat. Nu mai acceptați tentațiile, un om mort nu poate fi gâdilat. Un om mort nu mai vrea mâncare, nu mai vrea apă, el e mort față de mediu, noi suntem morți față de păcat. Un om mort nu mai mănâncă, noi nu mai suntem ispitiți de păcat, noi nu mai suntem atrași de păcat, noi nu mai practicăm păcatul așa cum îl practicam înainte, noi nu mai avem obsesiile pe care le-am avut înainte, pentru că Hristos a murit pentru păcatele acestea, iar noi acum suntem morți față de păcatele acestea. Tâlharul neconvertit, cel care a continuat să moară batjocorind, după cum a trăit batjocorind, el a rămas pe cruce, mort în păcat. El este ca apa din sticlă. Apa din sticlă nu se poate vărsa, este în sticlă. Sticla îi dă forma, sticla o duce unde merge ea. Apa nu are libertatea să curgă, forța gravitației nu are influența asupra ei.
Apa aceea rămâne acolo și forma ei este dată de forma ambalajului, de forma sticlei. Tâlharul de pe cruce și miliarde de oameni sunt morți în păcat. Ei sunt închiși în păcat. Ei sunt dominați de păcat. Și unde îi poartă păcatul, acolo se duc. Ei capătă forma păcatului din ei. Ei se pliază pe păcatele pe care le fac. Ei n-au independență, ei n-au autonomie, ei nu sunt morți față de păcat, ei nu sunt independenți față de păcat. Astăzi există un mare război, un mare scandal mediatic în Spania, pentru că regiunea de Barcelona, Catalunia, care a fost până în 1700 și ceva, 1751, a fost o țară separată. Astăzi vrea să devină independentă de restul Spaniei, pentru că partea de est a Spaniei, Catalunia, unde e Barcelona, este cea mai bogată și ei suportă toată țara cu bogăția lor și ei vor să devină o țară separată, vor să devină independenți. Ei vor să se separe față de restul țării, vor să devină morți față de restul Spaniei, să nu mai aibă nicio legătură cu restul Spaniei, să se pună o graniță. Ei deja au o limbă diferită. Ei bine, oamenii pentru care a murit Hristos sunt morți față de păcat, sunt independenți față de păcat. Ei sunt autonomi, ei sunt dependenți de Hristos, dar sunt independenți față de păcat. Însă oamenii neconvertiți trăiesc în păcat. Păcatul îi controlează, îi domină, le impune, le dispune. Păcatul le poruncește, păcatul le bagă țigarea în gură și ei nu pot refuza, pentru că ei sunt robiți. Ei n-au voință proprie, ei sunt dependenți, sunt obsedați. Dacă întreb pe cineva de ce fumez, spune, nu pot să mă las. Au dreptate, nu pot, pentru că robul nu poate. Robul este supus stăpânului, stăpânul stăpânește, în bine sau în rău. Și Scriptura continuă să spună următoarele cuvinte. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Cine rămâne în păcat va muri, cine moare față de păcat va trăi. Pentru că e deja mort față de păcat, nu mai trebuie să rămână în păcat murind. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre, spunea Hristos în Ioan 8:24 sau în Ioan 8:34. Adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat e robit de păcat, e dependent de păcat. El nu are autonomie, nu are independență, el nu face ce vrea. Nu vă mai supărați pe oameni că nu fac ce vor. Nu vă mai supărați că nu vin la biserică, nu pot. Nu vă mai supărați că fumează, nu pot să se lase. Nu vă mai supărați că se uită la toate mizeriile pământului și practică toate păcatele abominale, rele, urâte, mizerabile. Nu pot să renunțe la ele. Sunt dependenți, sunt robiți, sunt încercuiți cu o armată puternică. Nu pot. Sunt oameni de plâns, nu pot, ei sunt robiți, n-au voință proprie. Față de păcat în lucrurile spirituale, ei n-au voință proprie. Pot alege ce să-și cumpere încălțăminte și îmbrăcăminte, dar nu pot alege dacă fumează sau nu, pentru că țigara e stăpânul lor, e Dumnezeul lor. Și asemenea țigării sunt sute de Dumnezei pe care ei și i-au pus în cap. Ei și au însușit. Oamenii aceștia trăiesc în păcat. Sunt ca și apa dintr-o sticlă care nu poate ieși. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, spune Pavel în Efeseni 2:1. Erați morți în păcat. Omul mort spiritual e mort în păcat. Omul mort față de păcat este născut din nou. Nașterea din nou îl trezește pe om din moarte. După cum nașterea îl scoate pe copil din locul închis al pântecelui mamei sale la viață, la viața umană, terestră, tot la fel nașterea din nou îl scoate pe omul mort în păcat la viață în Hristos. Omul e mort în păcatele lui. El poate fi religios, el poate să se închine, să aibă obiceiuri bune, poate să nu fumeze, să nu bea. Poate să fie un om moral, dar el e mort în păcat și el are nevoie să fie născut din nou ca să iasă din moarte. Faptul că se lasă de țigări nu-l scoate din moarte, îi schimbă unul dintre obiceiurile vieții.
Dar nu-i modifică statutul. El rămâne în continuare mort în păcat, dependent de păcat, supus păcatului, și diavolul, datorită păcatului, are drept asupra sufletului lui. Deși toți oamenii mor, este hotărător pentru veșnicia lor cum mor în raport cu păcatul. Sunt morți în păcat sau morți față de păcat? La moartea fizică, acesta este singurul lucru care contează. Dacă ești mort spiritual, adică mort în păcat, sau dacă ești viu spiritual, adică mort față de păcat. Un om mort față de păcat este viu în Hristos. Hristos îl conduce pentru împlinirea intereselor din împărăția sa. Hristos îl inspiră, Hristos îl călăuzește, Hristos îl conduce, Hristos îl trimite. Duceți-vă în toată lumea, spune Hristos. Și omul care este mort față de păcat se duce, pentru că păcatul n-are puterea să-l țină, că nu mai e mort în păcat, a scăpat, e viu, s-a născut din nou. Duceți-vă în toată lumea, și oamenii născuți din nou se duc în toată lumea. Mergeți și propovăduiți. Oamenii se duc și propovăduiesc, pentru că păcatul nu-i ține, nu-i stăpânește. Ei sunt liberi, sunt detașați. Sunt detașați de lăcomie, sunt detașați de materialism, sunt detașați de confort. Ei sunt robi ai lui Iisus Hristos. Orice persoană care nu-i rob al păcatului e rob al lui Iisus Hristos. Și Hristos își trimite robii unde vrea. Își trimite robii să predice, își trimite robii să se roage, își trimite robii să facă bine, își trimite robii să construiască, să zidească, își trimite robii să boteze. El îi trimite pe robii săi să reprezinte interesele împărăției sale. Oamenii ăștia s-au născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Ei erau morți în păcat, dar s-au născut din nou. Și când se nasc din nou, intră în viața pe care au primit-o în Hristos, în împărăția lui Dumnezeu. Și ei acum nu mai datorează nimic păcatului. Ei sunt vii în Domnul. Și Domnul, pentru că are slujitori vii, îi trimite în via sa, îi trimite să lucreze, îi trimite să lucreze în funcție de darurile lor, de resursele lor, de aptitudinile lor, de abilitățile lor. Fiecăruia i s-a arătat arătarea Duhului spre folosul altora. Unuia i s-a dat prin Duhul Său, altuia i s-a dat prin Duhul Său. Darurile, manifestarea darurilor reprezintă puterea, manifestarea slujbelor reprezintă autoritatea, manifestarea caracterului spiritual reprezintă mărturia. Oamenii născuți din nou au murit față de păcat. Cei care sunt în păcat sunt morți, de aceea vor merge în iad. În iad ajung oamenii morți, oamenii morți în păcat, mor spiritual. Cine e mort spiritual va muri veșnic. Cine-i viu spiritual nu va muri veșnic, ci va trăi veșnic. Diferența o face al avea sau nu pe Hristos. Cine-l primește pe Hristos se naște din nou, se trezește la viață. El nu mai e mort în păcat, e mort față de păcat, pentru că Hristos a murit pentru păcat. Hristos a murit pentru păcat, de aceea omul nu mai e mort în păcat și iese din păcat și e mort față de păcat. E independent față de păcat, e separat de păcat, e liber față de păcat. El poate să facă ce îi spune Hristos să facă prin Duhul, și prin Duhul Hristos îl conduce, prin Duhul Hristos îi poruncește, prin Duhul Hristos îl inspiră, du-te, și el se duce. Unde se duce? Se duce în misiune, și Hristos îi spune vino și el vine. Unde vine? În închinare. Oamenii merg în misiune. Care misiune? Misiunea pe care le-a dat-o Domnul. Unuia i-a fost dat să, altuia i-a fost dat să. Dar nouă tuturora ni s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Și noi mergem în slujba la care ne-a trimis Domnul. Mergem să slujim, dar ne întoarcem să ne închinăm. Noi ne întoarcem înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm. Și atunci când ne întoarcem, încercăm două lucruri. Îi aducem închinarea și primim ispășirea. Primim corectarea greșelilor, a păcatelor, a alunecărilor și a slăbiciunilor. Pentru că noi suntem oameni care uneori alunecăm deodată într-o greșeală. Hristos a murit pentru păcat, ca să ne scoată din moartea în care eram în păcat și de astăzi încolo să fim morți față de păcat. Față de păcat. Ești independent. Nu-i mai datorezi nimic. Ești liber. Poți să te duci unde vrei. Nu mai ai cătușe pe picioare. Nu mai ești monitorizat la domiciliu. Nu mai ești neapărat, n-ai voie să ieși din aria asta. Nu, ești liber. Du-te în numele Domnului, dar trimis de El. Unde te trimite El să te duci? El te trimite, că acum ești
independent față de păcat. Dar nu uita, când devii independent față de păcat, devii dependent față de el. Pentru dreptatea sa, Dumnezeu osândește păcatul din om. Pentru dragostea sa, Dumnezeu îl iartă pe om de păcatul lui. Soluția la dreptatea lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu. Soluția la dreptatea lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu. În dragostea sa, Dumnezeu ne-a eliberat, pentru că El a murit pentru păcat. Și acum noi nu mai suntem morți în păcat. Ne-am născut din nou la o nouă viață și viața aceasta, în viața aceasta suntem morți față de păcat. Și acum ne mișcă Duhul lui Dumnezeu, ne trimite Duhul lui Dumnezeu. Acum noi simțim cu Dumnezeu că nu mai suntem în sticlă, suntem liberi, nu mai suntem în sacoșă, am ieșit la loc larg, lăudați să fie numele Domnului. Păcatul aduce moartea, fiindcă plata păcatului este moartea. Dacă păcatul este asociat cu moartea, atunci Hristos a murit pentru moarte. El a murit pentru păcat. Hristos a murit pentru moarte. Oamenii care sunt morți în păcat sunt morți în moarte. Iar oamenii care sunt morți față de păcat sunt morți față de moarte. Nu mai mori. Știai treaba asta? Ești bucuros că nu mai mori? Nu mai mori. Ascultă-mă, Biblia spune asta. Ești mort față de păcat și ești mort față de moarte. Cine e mort în păcat e mort în moarte. Hristos a murit pentru păcat, a murit pentru moarte. Noi nu mai datorim nimic morții și nici firii pământești. Noi suntem morți față de moarte. Noi nu trebuie să mai dăm nimic, niciun cent nu-i mai datorăm morții, nimic. A plătit Hristos totul. Noi îi datoram morții viața. Pentru că am păcătuit, diavolul ne-a prins. Și trebuia să ne dăm viața ca moarte. Dar Hristos a murit el și și-a dat el viața. Și acum pe noi ne-a scos din moarte, pentru că El a murit pentru păcat și pentru moarte. Și noi nu mai suntem în păcat și în moarte, noi suntem în libertate. Noi suntem morți față de păcat și noi suntem morți față de moarte. Să plece astăzi acasă ținând minte următorul lucru. Ești mort față de păcat, ești independent. Ești mort față de moarte, ești independent. Pur și simplu nu-i mai datorezi nimic nici păcatului, nici morții și în concluzie nici diavolului. Că cine datorează cineva, ceva păcatului, adică moartea, îi datorează diavolului. Pentru că diavolul este șeful instituției. Puterea diavolului e moartea. Puterea morții este păcatul. Puterea păcatului e legea. Adică când s-a inventat semaforul, dintr-o dată toți oamenii care circulă pe la intersecția aia se împart în două. Cei care trec pe verde și cei care trec pe roșu. Până să existe semafor, nu putea fi cineva amendat că a trecut pe roșu. Păi nu poate să fie amendat că a trecut pe un roșu care nu există. Dar când a apărut legea și semaforul, a apărut și tichetul de amendă. Până să existe semafor, nu exista amendă de trecut pe roșu. Exista pentru altceva. Iată dar cum legea ne-a creat probleme. Ci pur și simplu a pus un țorea și un eștaol. Adică limite ale existenței noastre. Noi le-am trecut, că suntem neputincioși în firea noastră pământească. Și pentru că suntem neputincioși, am murit. Unde am murit? În păcat. Și mai unde? În moarte. Dar Hristos a murit pentru păcat și Hristos a murit pentru moarte. Și acum noi suntem liberi față de păcat și suntem liberi față de moarte. Aleluia! Suntem liberi față de păcat și suntem liberi față de moarte. V-ați plictisit cu mesajul ăsta? Ăsta nu e un semn bun. Ăsta nu e deloc un semn bun. Dacă ai $1,000,000, nu e deloc un semn bun să te superi că cineva îți mai dă încă $1,000,000. Nu e deloc un semn bun. Trebuie să fii entuziasmat și bucuros. E mare lucru să scapi de moarte, cel mai mare lucru. E mare lucru să scapi de iad, cel mai mare lucru. E mare lucru să scapi de păcat, cel mai mare lucru. Să-ți dea cineva viața în locul morții, wow! Să-ți dea cineva neprihănirea, puritatea în locul păcatului. Lucrurile astea le-a făcut Hristos pentru noi. De aceea noi nu ne putem permite să trecem prin fața Lui. De aceea noi îl iubim mai mult decât ne iubim ochii din cap. Ajunge El să spună, dacă ochiul tău te face dușmanul meu, scoate-ți ochiul ca să rămâi prietenul meu. Asta e parafrazare, dar acum o să spun cum scrie. Dacă ochiul tău te bagă în păcat, scoate-l. Că mai bine să fii
în neprihănire și să ajungi în cer fără un ochi, decât să iai pe amândoi și să te duci în iad. Dacă prietenia dintre tine și Hristos e stricată de un ochi, scoate-l! Scoate-l! Dacă prietenia dintre mine și Hristos e stricată de mâna asta, tai-o, spune Biblia. Dacă prietenia dintre mine și Hristos e stricată de picior sau de gurița asta care vorbește toată ziua. Am fost cu unul dintre păstorii asistenți înainte să plec în România la spital să vizitez un bătrân care nu-i membru al bisericii noastre, dar este bătrânul unei familii scumpe din comunitatea noastră. El are 94 de ani. Noi știm că oamenii care sunt la nursing home și nu vorbesc engleză, n-au nicio șansă să vorbească cu cineva românește. Și am mers ca să îl ascultăm. Ne-am luat o oră și am spus, mergem să-l ascultăm. Culmea e că n-a vrut să vorbească. Și atunci am încercat să-l provoc și am spus doar două, trei vorbe. Și până la urmă i-am spus direct, știm că sunteți aici și că n-aveți cu cine vorbi. Știm că această singurătate și faptul că nu puteți comunica vă omoară. Împărtășiți cu noi, mai spuneți-ne câte ceva din viață. S-a uitat la mine, i-a curs lacrimi pe obraj și mi-a spus așa, frate Luigi, ce aș putea să spun și să fiu sigur că nu păcătuiesc? Ce aș putea să vorbesc și în același timp să fiu sigur că nu am păcătuit vorbind? Mai bine tac. Am primit o lecție uriașă de viață. Am plecat de acolo frânt și zdrobit. Și mă întâlnesc cu oameni care vorbesc toată ziua bună ziua, și vrute și nevrute, și verificate și neverificate, și știute și neștiute, și probate și neprobate, și văzute și nevăzute. Le vorbesc așa, că atâta pot, atâta știu. Și omul ăsta n-a vrut să scoată două vorbe, m-a întrebat, de unde știu că ceea ce spun nu-i păcat ca să vorbesc? Mai bine tac. Nu mai trebuie să mori. Nu mai trebuie să plătești păcatului. Ești liber, dar pentru asta trebuie să plătești prietenia cu Dumnezeu. În dragostea sa, Dumnezeu a satisfăcut dreptatea sa. Pentru că în dreptatea sa, Dumnezeu vede păcatul, dar în dragostea sa, vede păcătosul. Și pentru păcătos l-a dat pe Hristos. Și păcătosul a ieșit din păcat. Și păcătosul a ieșit din păcat născându-se din nou. Ca și cum din nou s-a născut la o nouă viață. Dar această nouă viață, acum trebuie protejată. Scopul meu în această dimineață cu această predică a fost dublu. Am spus o parte din ceea ce mi-am propus să spun, adică mort față de moarte, am scăpat de o sândă, suntem liberi. Marea noastră problemă este că noi nu am murit azi noapte ca tâlharul care s-a convertit. El n-a avut problema asta pentru că a murit. Și trezindu-se mâine dimineață, el nu s-a mai trezit, n-a mai avut probleme cu nimic. S-a dus la Domnul și n-a mai fost ispitit cu țigare, cu alcool, cu vorbă, cu minciuni, cu furt și cu restul. A scăpat de toate. Noi n-am murit, în concluzie, n-am scăpat. Și Domnul care ne-a scăpat de toate, de când ne-am născut până acum, lasă în mâna noastră această mântuire și mâine când ne vom trezi, e problema noastră dacă mai fumăm sau nu, nu a lui. El a murit pentru păcatele trecutului, dar noi trebuie să murim pentru păcatele prezentului. Că mâine când ne vom trezi de dimineață, diavolul va veni cu setul, cu pachetul. Noi nu ne mai putem permite din nou să păcătuim. Am auzit pe unii predicatori care spun, Hristos a murit și pentru păcatele noastre viitoare. Ascultați-mă, să nu mai spui asta cât o-i trăi, să nu mai aduci niciodată hulă Evangheliei. Iar dacă totuși se pare că e adevărat să spui asta, să vii cu Biblia deschisă și să-mi arăți și mie unde scrie. Hristos n-a murit pentru păcatele viitoare. E adevărat că Hristos a murit pentru orice păcat, dar cum îți permiți să-ți programezi păcatele viitoare în speranța că El ți le va ierta? În 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, Scriptura spune așa, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, e la timpul trecut, nu la timpul viitor. Nu-ți mai propune să păcătuiești. Hristos a murit pentru păcatele trecutului, ele toate sunt iertate. Dar dacă mâine ne trezim din nou la viață, ce facem cu viața asta? Cine moare pentru păcatele astea? Că dacă nu suntem morți față de păcat, vom practica păcatul, suntem sensibili. Și vine păcatul și ne spune pe nume și noi spunem poftiți
Și iar ne pune în mână sau în gură sau în trup sau în inimă sau în minte. Din nou! Dar dacă suntem morți față de păcat, nu mai simțim nimic. Suntem morți față de păcat sau vii? Degeaba a murit Hristos pentru păcat dacă nu mor și eu față de păcat. Degeaba! Hristos a murit pentru păcatele de până acum, când spun, Doamne, iartă-mă, dar ce fac după ce ies din biserică? Dacă nu-s mort față de păcat, voi păcătui din nou. Și vin la biserică de fiecare dată și de fiecare dată există un ciclu care se repetă. Petru spune, ajunge că în trecut. Suficient. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Este principiul împărăției lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă păcătuim, Dumnezeu nu ne iartă, dacă noi mărturisim și părăsim. Dar asta nu înseamnă că noi propovăduim că Hristos a murit și pentru păcatele pe care avem de gând să le facem și mâine și poi mâine, că de înfrânat nu știm să ne înfrânăm. Frați și surori, pentru păcatele trecutului Hristos a murit, însă pentru păcatele viitorului noi trebuie să ne înfrânăm. Noi trebuie să ne înfrânăm, dar nu ne putem înfrâna decât dacă suntem morți față de păcatele astea. Că dacă nu suntem vii, ele vorbesc cu noi, ne cheamă și ne cer inima și mintea și le-o dăm. Ceea ce am vrut să vă spun în această dimineață înseamnă două lucruri. Primul, astăzi, dacă murim, ne punem mâinile pe piept, mergem în cer. De ce? Hristos a murit pentru păcatele noastre. Însă dacă mai ieșim încă o dată din sanctuar, e responsabilitatea noastră ce facem. Pentru că noi trebuie să fim morți față de păcat. Dacă nu suntem morți față de păcat, atunci suntem morți față de Hristos. Pentru că păcatul are trecere în inima noastră și Hristos nu. Hristos ne cheamă la rugăciune și noi n-auzim. Dar când ne cheamă păcatul la discotecă, auzim. Ăsta este un exemplu simplu. Ești mort față de Hristos, că nu-i auzi chemarea la rugăciune, dar ești viu față de și lista continuă. E simplu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în această dimineață bucuroși, pentru că El a rezolvat problema noastră cardinală. Nu ne-ar folosi la nimic să trăim 50, 80 sau 100 de ani și apoi să mergem în iad. La absolut nimic. Pentru noi s-a plătit prețul și noi suntem liberi. Noi suntem morți față de moarte. Noi suntem morți față de păcat. Noi nu mai avem nicio datorie. Este zero. Zero. Absolut zero. De aceea stăm liniștiți. Nu mai datorim nimic la bancă, nu mai datorim nimic la păcat, nu mai datorim nimic la moarte. Noi suntem născuți din nou, noi suntem morți față de păcat și suntem vii față de Dumnezeu. Noi suntem în Hristos, nu suntem morți față de Hristos. Dar noi nu mai suntem în păcat, suntem morți față de păcat. Înainte eram morți în păcat și eram morți față de Hristos. Astăzi suntem morți față de păcat și suntem vii față de Hristos. Acesta este harul care ni s-a dat. Și El într-o zi ca aceasta vine și spune, pomeniți-mi numele. Iar apostolul spune, ori de câte ori mâncați, să pomeniți numele celui care v-a adus iertarea. Numele celui care v-a rezolvat toată problema. Înainte să ne naștem noi, a existat un proces cosmic în care Hristos a fost judecat în dreptul acuzațiilor și vinovăției mele. Iar El a ieșit din această stare de judecată, mort pentru 3 zile, apoi viu, înălțat, apoi înviat și înălțat pentru întotdeauna. Astăzi, noi suntem beneficiarii morții sale prin faptul că am primit viața. Noi suntem beneficiarii învierii sale prin faptul că ne se promite învierea. Noi suntem beneficiarii înălțării sale prin faptul că El va veni după noi și ne vom înălța împreună cu El. Noi vom sta cu El în împărăția Lui. Știți de ce? Pentru că El a murit pentru păcat. Și prin faptul că El a murit pentru păcat, noi ne-am născut din nou și nu mai suntem morți în păcat, noi suntem morți față de păcat. Trebuie să ne păstrăm calitatea aceasta de morți față de păcat. Și când păcatul ne cheamă, noi trebuie să ne înfrânăm. Prin credință am primit iertarea păcatelor trecute, prin înfrânare rămânem în starea de mântuire față de păcatele viitoare. Când vor veni păcatele, când ieșim aici, ne vom înfrâna, iar pentru păcatele care le-am făcut în trecut, vom crede că Iisus a murit pentru ele. Ne raportăm la trecut prin credință și la viitor prin înfrânare. Cele două coordonate, dragostea lui Dumnezeu, a fost soluția la dreptatea lui Dumnezeu. Și noi care eram morți în păcat, acum suntem morți față de păcat. Cum? El a murit pentru păcat. Frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Lui bucuroși, o bucurie care să ne cuprindă,
O bucurie care trece dincolo de întristarea că n-avem bani de una, de întristarea că îmbătrânim. M-am întâlnit cu foști colegi în țară, toți se plângeau că îmbătrânim. Și dacă îmbătrânim, ce le-am spus? Dacă ai îmbătrânit degeaba, să plângi, dar dacă ai îmbătrânit cu folos, să te bucuri. Uite că acum suntem înțelepți, înainte nu eram. Acum avem nepoți, atunci n-aveam, acum avem familie, atunci n-aveam. De ce vă tot plângeți atâta că am îmbătrânit? Nu s-a întâmplat altceva decât ce trebuia să se întâmple. Când ne-am născut, Creatorul ne-a spus, să știi că vei îmbătrâni. În timpul ăsta, între prima și a doua, să-ți rezolvi problema mântuirii. Poporul Domnului, noi suntem niște oameni mântuiți. Suntem mântuiții lui Dumnezeu. După noi se va întoarce El într-o zi. După noi se va întoarce El într-o zi. Noi suntem niște oameni fericiți. Acum când ne vom împărtăși, ne vom aduce aminte de mâinile străpunse. Ne vom aduce aminte de coastele străpunse, de fruntea străpunsă. Ne vom aduce aminte de Hristosul chinuit pentru noi, de Cel care ne-a plătit rușinea și păcatele. El a plătit pentru ca noi astăzi să fim morți față de și să fim în Hristos o făptură nouă. Ce bine că suntem oameni născuți din nou, oameni duhovnicești, oameni călăuziți de Duhul, oameni trimiși să slujească împlinind interesele împărăției lui Dumnezeu. Frați și surori, ferice de noi pentru că suntem în Hristos. Domnul să fie lăudat. Haideți să ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului și înainte să ne atingem de trupul și de sângele Domnului prin credință, de cina Domnului, să petrecem câteva momente în rugăciune în care ne vom cerceta și după ce ne vom cerceta, după cum spune Scriptura, fiecare să întindă mâna și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Intrăm în rugăciune.